spun niciodată, dar așa prefer să zic ca, Doamne ferește, a doua oară să nu interpretez mai rău. Adică în sensul să nu mă gândesc chiar, ei, Doamne ferește, ceva rău. Eu pot să spun ce vrei să auzi. Nu, tu vreau să-mi spui... Păi, una e ce vrei tu, una este ce pot să spun eu. Păi... A, păi atunci eu nu pot să-ți spun cuvinte în gură. Tu îmi spui ce vrei să-mi spui. E problema mea dacă te cred sau nu, dar a doua nu te mai cred dacă se mai întâmplă. Poftă bună. Hai să spun. O luăm cu începutul. Așa. Când a fost faza când te-am spus eu ție haine să te schimbi. Așa. În mod clar uitasem că tu ești pedepsit și nu mi-am dat seama. După aceea mi-am dat seama, după ce te-am strigat și am zis aolo, ce-am făcut. Sau am zis ceva genul scuze sau ceva așa, când am, după ce am spus. Clar nu mi-am dat seama că ești pedepsit. Uitasem că ești pedepsit. Mă bucur. Da. Și ca să spun ceva la părerea mea, sper. Dar este ceva la părerea mea. Așa zi. Dacă mai cunoaște și mai înțelege, dacă mai cunoaște mai ales, așa. Ai ști că eu n-aș fi în stare să spun ție așa ceva. Deci chiar eu am, nu aș fi să spun ție așa ceva. Cum ai chiar să mă bucur de rău? Cum spui tu? Poate că nu mă interesează, dar să mă bucur în niciun caz. Cum ai spus tu, ai fi putut să-mi spui ce aș fi vrut eu să auzi, sau ai putut să-mi spui ce vrei tu, da? Da. Sper că ai spus ce ai vrut, ai spus din suflet și oricum ai spus ce am vrut eu să auzi. Și m-ai făcut mă și mai mic. Chiar m-am gândit foarte mult la... Toată ziua m-am gândit la asta. Și de asta eram și supărat când ai venit. Că am auzit că ai spus lui Raimund că sunt supărat. Că am fost mai cu echipă tine. Și am sperat să-mi spui asta. I-am zis că după ce am venit la bowling asta. Păi da, am văzut că erai supărat, da. Dar am zis că e supărat pe mine. Nu, Raimund a venit... Că nici măcar prin cap nu trecea că e supărat. Raimund a venit la mine și m-a întrebat ce am și tu ai zis că ai trecut din dormitor la fete înspre Livie și ai zis lasă-l că e supărat sau ceva de genul ăsta, știi? Și te-am urmărit, de asta eram și supărat. Un pic. Când nu eram sigur dacă ai făcut la mișto o înțepătură, că am făcut legătura ți-ans cu Livneață. Că ai spus că nu te-a deranjat și am zis că poate te-a deranjat, n-ai avut curaj să nici în față și mai ai vrut să mă înțepi un pic. Nu, hai să spun și asta cu... că poate să înțelegi. Deci, prima fază am lămurit-o, da? Da. Deci, în niciun caz eu nu ți-aș prieți așa ceva. Că tu ești un băiat foarte bun de înțepi. Și ești amicul meu și nu ți-aș spune. Și mă bucur. Eu bănesc că nu m-aș spune nimănui, dar poate dacă cu alții mă mai... m-aș înțepa sau m-aș tachine, poate lor le-aș spune, dar ție... Nu, mă, pe asta, nu mă interesează să am ce relație ai cu alții. Da. Și am simțit că am greșit, că tu de fapt ești fericit. Chiar după ce ți-am spus, mi-am dat seama. Deci chiar în momentul după ce ți-am spus, mi-am și dat seama. Dar deja spusesem, știi? Ai spus da. Că, bă, ce prost sunt. Așa e. Așa am zis, nu? Da. Bă, ce prost sunt. Deci eu chiar am realizat că mi-a dat seama. Trebuia să dai seama din chestia asta, că am zis, bă, ce prost. Da, Grig, dar ți-am zis. Eu când ți-am zis, eram m-am gândit foarte, toată ziua. Eu pe moment eram foarte nervos. Când am văzut, când am citit George mesajul, nu mi-am zis cred, știi? Și când și l-am citit eu, și tocmai de asta, eu știam că e supărat acolo și tu tocmai de asta mi-a căzut fața după ce ți-am spus. Uite-mă ce fața am făcut când el de fapt supărat și am zis chestia asta și logică, am zis, bă, ce prost sunt. Și Raimund Clorin a venit la mine, știi, și mi-a zis, bă, că timp aia rău, nu știu ce. Da. Și, nu, nu-i vorba când ai venit, Doamne ferește, dar după aia ți-am zis, eram nervos. Și când ai trecut din living la Linda, tu nu te schimbi și după aia zis, bă, ce prost sunt, dar... Ți-am zis, la nervi mi-a trebuit. Da, e tocmai atunci trebuie. Eu mă grăbeam să plec și ziceam să fie toată lumea, să plece toată lumea, să-i spună tot să vină. Și ți-am zis ție că te-am văzut, dar după ce mi-a lăsat că tu ești pedepsit. A fost să nu că, uite asta. Dar mă bucur, da. Și mă bucur, mă bucur de super. Da, vreau să lămuresc asta, nu vreau să țin în minute. Și la prima fază... Așa. Vreau doar să te pui în locul meu. Dacă te pui în locul meu, o să dai seama ce simt eu când se fac chestiile alea. De doamna Mirela și de... Da. Pune-te în locul meu și o să dai seama. Știi? De exemplu. Bine, tu faci ce vrei. Dar eu zic ce-aș face eu.
dacă nu mi-ar place de o fată, da? Și ar fi prietena prietenului meu, da? Eu nu aș spune. Nu aș fi spus. Eu nu aș fi spus. Tu ai făcut ce vrei, da? Mai ales că se și continuă cu chestia asta și e puțin aiure. Știu, asta da. E, asta, din punctul ăsta de vedere. Da, pentru că, mai ales astăzi, la doamna Mirela, a zis, lasă-și te-mi fi ceva de genul, și Alin care e îndrăgostit de Mariana. Și tu n-ai zis nimic, ați uitat cu din gură la fața asta, știi? Da, nu m-am pus în locul tău. Eu nu știu ce să cred, tu ești îndrăgostit de Mariana? Nu. Uite și materialul, asta, vezi, e problema că și materialul nu-l vedem. Întotdeauna eu nu spun. Întotdeauna, stai un pic, am avut doar două discuții cu faza asta. Una când a fost videoclipul de sărbători și una acum discuția cu Raimund. În restul nu am vorbit, niciodată n-am vorbit în astea 5 luni despre Mariana. Și am zis, a fost discuția, m-a întrebat Raimund, discuția dintre Mariana și Oana. Știi? Tiparul de fată. Nu Oana, nu Mariana. Și am zis că îmi place mai mult Mariana, că e mai liniștită. Și Oana e mai zăbăugă. Exact cum am zis. Înțelegi? Da, știu. Știu. Trebuie să mă pun și locul tău. Da, aici totul se interpretează, știu. Știi? Și, de exemplu, la tiparul Mariana, ar fi fost mai bine să spui calitățile unei fete care sunt la o fată, fără să dai numele unei fete. Au fost, da, au fost comparația exact. Între ele două. Da. Dar știu că aici se interpretează. Ai văzut cum se interpretează? Ai văzut cum spune și doamna Mirela? Ai văzut? Știu. Dar așa cum am spus și în direct, știi foarte bine că n-am făcut absolut nimic. Nu, dar eu știu că tu ești numai atât de mult. Și cum am vorbit, și nu numai, dar probabil asta ar fi făcut tot. Că am spus la început, când am venit toți băieții. Am spus dacă o fată o să placă la mai mult o fată și fata respectivă o să placă cineva, ce asta o fac. Și eu, din bună vedere, asta am făcut. Da. Dar știu că acum tu ai avut probleme că le-ai avut cu scrisoarea aia și acum orice se interpretează, orice cuvânt. Poate mie mi-interesc tu conștient anumite chestii și după aceea. Da, știi. Dar chiar mă bucur că am numărit asta. Da. Adică nu plec? Da, nu-i sigur. Păi dar nu plec din ta dracu. Ah, cu glumele. Nu! Chiar nu o să te suport. Și mie îmi pare rău pentru tine. Și pentru toți care fac. Și... Stai puțin să-i spun ceva lui Alin. Deci crede-mă, nu aș fi în stare să fac, să mă ajung. Bine, hai să te îmbrățișez. Crede-mă. Păi erai mult, chiar... poate da, dar pe tine nu. Mă da. Bucur că am lămurit asta. Era un cazul de amă, numai la asta. Că după aceea mă pun la cucare. Poftă bună, fata mea. Mersi. Sus până la cer. Ai, ți-și toaletă de